sunt Oana Radu și bine ați revenit aici pe canalul meu. Sper că ați început anul cu dreptul. La mulți ani, pentru că ieri a fost Sfântul Ion. Și astăzi, după cum observați, mă aflu între haine. Sunt la mine acasă și am pregătit pentru voi ceva ce mi-ați cerut de o grămadă de timp. Și foarte mulți dintre voi, de altfel, mi-ați cerut acest lucru, și anume my home tour. Știți că m-am mutat la București. Acum am cu adevărat spațiu pentru toate lucrurile. Nu vreau să vă imaginați că trăiesc într-un lux din ăsta super opulent. Am o casă normală și o viață normală. Și sper să vă placă, pentru că o să vă prezint fiecare locșor important pe care l-am în casă. Nu vă mai țin și vreau să priviți cu atenție și să-mi spuneți la sfârșit dacă v-a plăcut sau nu. Prima încăpere este bucătăria și, sincer să fiu, locul care mie îmi place foarte mult, pentru că se mănâncă bine. Avem o supă de pui în acea oală pe care vă rog frumos o apreciați, pentru că este de la mami. Continuăm cu livingul. Ignorăm preșul câinelui. Noi dormim în living momentan. Avem o masă, ghiozdan, plase, telefon și alte lucruri. Și avem locul în care mai lucrez eu, la laptop, și evident patul. Și intrăm în cel mai special loc al casei, camera mea. Încă nu sunt gata, perdelele le-am pe cele pe care le aveam la mine la studio în Craiova. Și o să vă prezint repede ce am eu aici. Aici e zona în care mă machiez și în toate sertarele presupun că știți că v-am arătat eu mai de mult mai exact ce și cum se întâmplă. Iar aici am câteva dintre ținutele de scenă. Și intrăm în cea de-a treia cameră, care s-a transformat în studio. Bineînțeles, mini aici prezentă, posibil să o știți din vechiul meu studio pe care l-aveam la Craiova. Avem iMac-ul, lucrăm cu el, procesor, boxe. Nu ai voie tu în camera asta, ieși afară. Și plăcerea lui Ricci vinovată este să roadă oase pe care le roade și apoi le lasă chiar unde le roade. Voiam să vă mulțumesc pentru că suntem deja peste 40.000 de prieteni aici pe YouTube, ceea ce mi se pare incredibil. Nu uitați că aștept în continuare sugestiile voastre pentru tot ceea ce vreți să vedeți aici. Un like dați dacă v-a plăcut, un dislike dați dacă nu v-a plăcut și nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, vă pup!